Bună seara, doamnă și domnule, la Capital Special. Iată că ne revedem, suntem în plină campanie electorală. Alături de mine este domnul Adrian Zvâncă, candidat la Consiliul Județean, pentru Consiliul Județean al județului Hunedoara. Bună seara! Bună seara, bună seara și dumneavoastră, bună seara și telespectatorilor. Adi, hai să ne formalizăm, ne suntem prieteni vechi, ai luat decizia să te apuci iar de politică după o pauză de 4 ani în care, mă rog, ți-ai văzut de afaceri, ți-ai văzut de alte probleme personale, dar se pare că virusul te-a injectat, te-a inoculat și nu mai poți scăpa de el. Și iată că te-ai reactivat politic de această dată în cadrul Partidului Pro-România. De ce Pro-România? De ce ai ales partidul ăsta? În primul rând aveam de ales între jurnalist și politică și, sau mă rog, după propunerea ta de a reveni sau de a intra în echipa. Da, ți-am făcut la un moment dat o propunere să vii alături de mine, să facem parte din aceeași... Să zic o continuare a activității ce am avut-o în trecut. Am luat o pauză care m-a făcut să și reflect un pic asupra lucrurilor, să le văd un pic din alt unghi, din alt, sau fiind un pic la distanță de politică, am văzut, să zic, așa ca o radiografie a situației actuale și am intrat în Pro-România, să spun, datorită echipei, odată. Și în al doilea rând, datorită faptului că, cu regret, să spun, după 10 ani de activități în partide care se identifică doctrinar ca fiind liberale, am văzut că, de fapt, singurele guverne care au dus politici liberale cu adevărat, politici de dreapta, sau, mă rog, în mixul de politici ce l-au dus și de stânga și de dreapta, măsurile cu adevărat reale de dreapta pentru antreprenoriat au fost... sau, mă rog, a fost guvernul condus de Victor Ponta și cred că m-a reprezentat ce am simțit așa o apropiere de ce s-a întâmplat. E un pic un fel de ironie neforțată cu măsuri liberale ale social-democratului Victor Ponta. Victor Ponta. Până la urmă, cred că realitatea contează și nu, să spun, faptul că ți-asumă o doctrină sau alta. De altfel, putem discuta chiar de actuala guvernare, să spun, asumată de dreapta sau gândită doctrinar de dreapta, în care măsurile sunt doar de stânga pe perioada asta de pandemie, de când a venit guvernul Orban. Eu n-am și văzut de pandemie și de perioada electorală. Da, că nu am văzut nicio măsură reală pentru antreprenoriat, nici măcar un, să zic, să se aplece în vreun fel, totul este doar măsuri de stânga, încât am ajuns la vârsta la care să nu mai cred ce se spune și să cred ceea ce văd și să ceea ce se întâmplă. Și sincer, ca și om de dreapta și ca și, să zic, venind din mediul antreprenorial, cred că ăsta e locul unde se pot face niște lucruri, există o deschidere, există niște oameni care văd lucrurile în cum ar trebui să evolueze și cred că ar trebui un pic să ne uităm la ce se poate face concret și ce se face concret mai mult decât să privim, să zic, niște gogoșele aruncate pe la televiziuni. Da, povestește-mi, te rog, un pic de echipa Pro-România Hunedoara. Este o echipă destul de numeroasă la conducerea ei, aflându-se trei copreședinți sau, mă rog, trei coordonatori. Sau trei coordonatori, da. Nu știu cum să le spun, pentru că n-ați făcut alegeri la nivel de județ și încă nu se știe exact o ierarhie, nu s-a stabilit o ierarhie, o structură bine determinată și... Mă rog, asta mă face să cred că totuși porniți cu un oarecare handicap, pentru că, mă rog, într-o conjunctură de genul alegerilor locale și sau parlamentare, ar trebui să fiți bine structurați ca și organizație, pentru că această organizație politică poate fi asemănită unei organizații militare unde există un comandant, există niște comandanții locțitori, mă rog, da? Aici, sigur, voi sunteți constituiți ca partid de puțin timp și probabil că ăsta a fost și motivul pentru care n-ați reușit să vă structurați în mod oficial conducerea, dar
Povestește-mi, te rog, despre conducerea partidului, cum s-a ajuns, cum s-au petrecut lucrurile, cum v-ați dezvoltat, ca și că știu că în ultimul an ați fost într-o permanentă căutare de identitate, de organizare de structuri la nivel de UAT-uri și de asta cred că ar fi interesant să spui câteva fraze despre chestia. Ce să spun? Echipa e un mix din două, să spun, din două curente politice. Este din curentul politic de stânga este o grupare mai mare, sau sunt un pic, să spun, mai mulți membri veniți din zona PSD-ului. Domnul deputat Sorin Marica, pe care îl cunoașteți, da, sigur, a fost la emisiunea noastră. Domnul Emil Risteu, primarul... Așa, toată lumea a fost la emisiunea Capital TV, numai că vreau să văd cum privești din punctul tău de vedere această situație. Da, deci grupul celor veniți din PSD este mai mare și este și normal. Victor Ponta fiind, având și rădăcini în PSD, este clar că sunt oameni care au crezut în el, da, care au crezut în el și care l-au urmat în această nouă construcție, dar totodată există și un nucleu destul de puternic de oameni de dreapta și pot să nominalizez pe Dorin Gligor, eu, de ce nu și Dorin Curtean, care chiar dacă a poposit un pic pe la PSD, el ca structură este un om de dreapta și a pornit așa, ascensiunea lui politică a pornit prin Partidul Conservator și a evoluat mai mult cu o gândire și cu o abordare de dreapta. Adrian Albescu de la Aninoasa, care este și el la fel venit tot din Partidul Național Liberal, deși în ultimul mandat, tot datorită dezamăgirilor și, să spun, incoerenței PNL, a fost independent. Nicu Timiș, cunoscut ca... A fost liberal și el. A fost liberal și cu o structură foarte solidă. Nu mai știu, Laura știe pe cine aveți, că era, e mai de dată recentă constituirea. Acum să vă spun sincer, sunt câteva organizații care sunt foarte recent constituite. Eu nu m-am... Să zic, am fost aplicat mai mult asupra VJ-ului fiind de aici și deși colaborez destul de intens și cu colegii din restul județului, organizația de la Orăștie este chiar foarte recentă și nu am avut ocazia să ne întâlnim și datorită restricțiilor datorită COVID-ului, da? Și atunci întâlnirile sunt secvențiale pe fiecare zonă, se discută probleme din zona respectivă cu cei din conducerea partidului, în așa fel încât e destul de rar ajungem să interacționăm cu cei din alte zone. Dar există o organizație, să spun, cu excepția 9 localități, cam peste tot avem candidați. Localitățile, cu excepția Uricaniului, unde, deși se creionase o organizație, din motive de COVID și, repet, textual, motivația celui care trebuia să participe acolo ca și candidat sau, mă rog, să organizeze alegerile în orașul Uricani, a renunțat și ne-a lăsat așa cumva cu 2 săptămâni înainte de începerea campaniei electorale, fără organizație, fără candidați, fără absolut nimic. Un gest care, din punctul meu de vedere, a fost chiar ofensator pentru noi, că până la urmă, dacă ai o anumită coloană vertebrală și o anumită demnitate, nu faci lucruri de genul ăsta. Cred că bănuiesc că chiar a fost pus să ne încurce un pic, dar asta este, până la urmă trecem și peste situațiile de genul ăsta. E bine că în restul VJ-ului avem candidați puternici care se bat în 3 localități, se bat la fotoliu de primar, da, în Petroșani, în Vulcan și în Petrila, au șanse reale să reușească să acceadă în funcția de primar, iar în 2 dintre localități, în Lupeni și în Aninoasa, suntem poziționați suficient de bine ca să putem intra în negocieri ulterioare pentru o eventuală candidatură la viceprimar a unuia dintre colegii noștri. Cred că vom reuși să facem un rezultat bun pe Valea Jiului și să ne confirme, să spun, munca și eforturile depuse de 2 ani de zile de când partidul s-a creat. Eu am fost printre primii
membri ai Pro-România în Petroșani, sau pot spune chiar al doilea membru consistent care este în echipa actuală. Și a fost o muncă destul de grea să reușim să strângem echipe. Oamenii nu mai au dorința de a face politică, de a fi alături de fenomenul ăsta politic. Și deși din punct de vedere o greșeală, pentru că neimplicându-te în politică, de fapt lași alți oameni să decidă pentru tine. Cred că fiecare ar trebui să aibă o opțiune politică mult mai coerentă și mult mai aplicată, în așa fel încât dacă vrem să schimbăm societatea după ce dorim noi, să încercăm să ne punem amprenta politică asupra societății. Cam asta e legat de echipe. În plus pot să spun că există o deschidere, la echipa de la centrul județului. Da. Echipa managerială. Deci echipa managerială, lucrurile sunt împărțite eficient. Fiecare dintre cei trei coordonatori se ocupă de o parte a județului și atribuțiile administrative sau, mă rog, cum să le spun, birocratice sunt la fel împărțite în așa fel încât fiecare să aibă o parte și să fie cât mai eficiente toate procesele. Fiind o echipă tânără, e foarte ușor de comunicat, nu există, să spun, bariera asta de vârstă sau de respect exagerat pentru o anumită funcție, ceea ce denotă că e un partid modern în care oamenii comunică foarte libere și deciziile pot fi luate rapid și cu eficiență. Lucru care, spre surprinderea mea, învățat din, să spun, dintr-un partid mare unde inerția era extrem de mare și comunicarea cu liderii naționali era extrem de greoaie, dacă nu inexistentă, totul se întâmpla, totul mergea prin genul de baroni locali care decideau pentru o anumită zonă și doar ei comunicau cu centru. Aici nu există comunicarea asta anarhică. Cu Victor Ponta poți discuta oricând. Chiar preferă să fie... Asta nu cred că toți membrii de partid au numărul lui Victor Ponta. Nu au numărul de lui Victor Ponta, dar oricare din membrii de partid poate avea o comunicare directă cu Victor Ponta. În momentul în care există o situație în care trebuie să se decidă pentru persoana respectivă sau să se ia decizii în zona în care aceștia activează, un lucru care nu cred că mai există în alte partide, deschiderea asta să se poată întâmpla lucrul ăsta, și chiar și modul de cum... Să spun, Victor Ponta preferă să fie numit Victor de colegi, ceea ce arată o apropiere extrem de mare. Nimeni nu îi se adresează, sau mă rog, nu că nu îi se adresează cu domnule președinte, dar nu se spun, nu e o cutumă sau nu e o regulă asta să fie tratat cu un respect exagerat, ceea ce arată o deschidere către oameni în general, fie că sunt colegii de partid, fie că sunt electorat, e doar un om care discută cu alți oameni. Da. Așa, la prima vedere, România pare să fie un partid cu tendințe moderniste, dacă pot să spun, nu chiar modern, că este destul de greu de afirmat despre un partid că este un partid modern. Fiecare alege să-și etaleze aturile într-un fel, într-un stil propriu. Progresist, am putea progresist, spune. Progresist, da. Modernist, hai să spunem modernist. Modernist, progresist. Acum să vedem dacă această atitudine sau această strategie pe care am îmbrățișat-o pe România o să fie și prolifică. Alegerile sunt barometrul cel mai potrivit pentru a cuantifica dacă un partid sau altul a găsit formula optimă de a convinge electoratul, pentru că până la urmă alegerile sunt făcute ca să convinge electoratul să te voteze și ulterior să demonstrezi, în cazul în care ești votat, să demonstrezi că tot ce ți-ai propus sau ce ți-ai gândit că ar fi mai bine să faci pentru poporul tău, pentru cetățeni, pentru țară, nu? Se va și întâmpla lucruri care nu s-a întâmplat până acum. Din nefericire, din discuțiile pe care am avut cu colegii tăi, am tras concluzia că ei sunt nemulțumiți de cei care au făcut politică, sunt nemulțumiți, și cei care nu au făcut politică dintre colegii tăi sunt nemulțumiți de ce s-a întâmplat în România în ultimii 30 de ani.
și am înțeles din aceste discuții cu ei că doresc să facă un alt fel de politică. Bine, un alt fel de politică, mulți se revendică făcând un alt fel de politică, USR-ul plus, sunt tot felul de formațiuni care au afirmat una și până la urmă nu s-au concretizat aceste afirmații. Acum sunt și eu curios, sunt chiar foarte curios, având în vedere faptul că am avut multe întâlniri în emisiunile mele cu membrii pro-România, sunt și eu foarte curios să văd dacă veți reuși o dată să convingeți electoratul și a doua oară să vedem ce se va întâmpla în anii care vor urma cu acest partid. Partidul este în creștere, în primul rând. Bine, Clar că creșterea este relativă. Unii o dau cu 7%, alții o dau cu 11%. Deci, undeva, hai să facem o medie 9%, 90% cam Eu pe spun aici. că este într-o creștere constantă și probabil și alegerile locale vor valida această creștere. Este o creștere naturală. Niciun partid, sau mă rog, un partid care crește cu 30-40% de la un rând de alegeri la altul, este greu de crezut că a reușit să atragă resursă umană atât de calitate ca să poată Nu, atât valida de o astfel de consistent, atât de creștere și consistent atât în de primul rând. consistentă și să valideze o altfel de creștere. Da, noi suntem într-o creștere Sănătoasă? sănătoasă, da, cu câteva procente de la etapă electorală la etapă electorală, dar asta arată că de fapt partidul se consolidează și vom reuși, vom, să spun, că echipa reușește să valideze munca din ultima perioadă trecută, de la ultimul ciclu electoral sau de la ultima întâlnire cu electoratul, de la ultimul proces electoral. Acum, m-ai întrebat înainte de alegeri că de ce ar fi fost bine să avem, să spun, alegerile făcute în interiorul partidului, în momentul în care apare ciclul ăsta electoral, poate cel mai important, alegerile locale. Și eu aș fi fost un fan, sau am fost un fan al acestei idei, dar totuși cred că e important ca cei care conduc un partid trebuie să aibă și un contact, sau mă rog, niște rezultate concrete electorale, netrecând printr-un ciclu electoral de alegeri locale care să arate de fapt poziționarea fiecăruia față de alegători, riși să apară în structurile de conducere persoane care nu, efectiv, nu au, să spun, o consistență politică suficientă Păi, pentru a-i sfătui și pe alții încotro să meargă. dacă sunt niște alegeri democratice și la vedere, sunt aleși nu Eu democratici, aș sunt aleși cu. compara mai mult. Democrația este foarte bună, dar ea trebuie să aibă niște principii. Nu putem să facem alegeri doar, e normal să se facă democratic, dar oamenii trebuie să vadă o evaluare a persoanelor care candidează. Revaluarea în politică, cum în fotbal e prin voturi, prin goluri, așa în politică e prin voturi. Cei care pot conduce într-o direcție bună un partid sunt cei care știu cum să obțin voturile. Pentru că următorul ciclu electoral trebuie să fie un plus al fostului Bun, ciclu electoral. acum Și cred poate că că. un moment oportun va fi pentru alegeri, în momentul în care acest ciclu electoral se va termina, dacă alegerile parlamentare vor fi anul acesta, probabil în anul viitor se va, să spun, se va ajunge la alegeri interne și democratic. Oamenii care au confirmat și au arătat că pot fi repere pentru ceilalți, modele pentru ceilalți, vor fi cei care vor conduce în continuare partidul. Bun, acum s-ar putea interpreta și sub altă formă faptul că poate intenționat nu s-a dorit a fi organizate niște alegeri și cu o structură votată în mod democratic ca să nu-și asume nimeni un eventual eșec, nu? Până la urmă. Eu cred că din contră putem privi chestia asta ca o deschidere a partidului pentru oricine dorește să vină și are o gândire sănătoasă. Să spun, trei persoane putând cuantifica mai mulți membri decât una singură. Da. Bun. Deci ne aflăm la startul campaniei electorale. Acum, în viziunea ta, Pro-România este un partid care va înregistra un scor surpriză sau
este un partid previzibil, un partid de 8-9%. Ce, cum crezi că se vor desfășura alegerile locale? Adică ce impact va avea pro România în județul Hunedoara? Personal mă aștept la un scor peste 10% la nivelul județului Hunedoara, cu câteva surprize în câteva localități, sau mă rog, cu câteva surprize în câteva localități. Cred că surprizele vor fi Hațeg, vor fi Petrila și Vulcan, și cu o confirmare a celor, să spun, celor doi înțelepți ai pro-România, de la Hațeg și de la Simeria. Nu cred că Nicu Timiș va avea o problemă să ajungă primar la Hațeg, la fel cum nici Emil Ișteu nu va avea la Simeria. În rest, să spun, surprize ca și procente pot apărea, pentru că lucrurile se mișcă în continuu și vor fi locuri unde vor fi probabil surprize și plăcute și neplăcute, dar una peste alta mă aștept la niște rezultate bune în Valea Jiului și asta să propulseze partidul peste un procent de 10%. Știu că ți-ai asumat un rol nevotat, nestatutar, dar un rol de facto, hai să spun, ți-ai asumat un rol de facto de coordonator al campaniei pro-România în Valea Jiului. A fost greu să organizezi partidul aici, pentru că ai plecat de la zero cu partidul. Păi acum ce să zic, nu neapărat că am plecat de la zero cu partidul, nu, cum să spun, nu... Păi erau, nu, erau, nu, era nu constituit... Nu mi-am asumat rolul m-a asumat era, pe mine, ca să spun așa. Nu era constituit partidul în nicio localitate. Nu. La Vulcan exista o organizație, și să mă gândesc dacă mai exista vreo altă organizație. Exista la Vulcan? Da, la Vulcan era deja, sau mă rog, domnul Marian Coltescu era președinte, coordonator numit, și exista o structură. Într-adevăr, structura de la Vulcan s-a schimbat odată cu venirea lui Grisean Merișanu și, să spun, gruparea cu care acesta a venit este numeroasă și este cea care imprimă și ritmul în oraș pentru Pro-România. Principalii comunicatori, în afara domnului Coltescu, sunt din interiorul celor veniți odată cu Cristian Merișanu la Pro-România. Și, ce să spun, am încercat să găsesc oameni cu care am rezonat bine în decursul timpului și să încerc să-i atrag în echipă, să le explic, să-i prezint și să le prezint situația din Pro-România și conducătorii din Pro-România, să existe o comunicare cât mai bună și să încercăm împreună să strângem ideile în așa fel încât să transmitem cât mai bine către electorat ceea ce ne dorim noi și ce vrem să schimbăm în Valea Jiului. Cam aceeași situație a fost și la nivelul județului Hunedoara, dar, repet, nu este un rol asumat, deci nu eu mi-am asumat rolul, ci rolul m-a asumat pe mine, deci să spun, a fost o creștere care a venit natural și datorită faptului că am o mobilitate destul de mare și o dispoziție de a munci suficient de mare și atunci, în mod natural, au fost foarte multe sarcini care mi-au fost atribuite și... Am încercat să fiu nu neapărat coordonatorul, ci cel care echilibrează situația între organizațiile locale din Valea Jiului, mai ales că nu am în interiorul organizației Petroșani un rol de președinte coordonator, ci sunt prim vicepreședinte. Asta mi-a permis să am mai mult timp și să mă ocup, să spun, echilibrat și imparțial și de o administrare, să spun, a campaniei sau a lucrurilor comune din campania electorală pentru celelalte organizații. Nu sunt implicat extrem de mult în campanii, în organizații. Fiecare organizație își face așa cum crede campania sau cum cred cei care merg către candidatura de primar, pentru că până la urmă e responsabilitatea lor, ei se asumă și ei își pun, să spun, la dispoziție și resursele și timpul și imaginea pentru a ajunge în această poziție și e normal ca ei să-și administreze, dar acolo unde aceste interese interferează, cum este zona asta de televiziune, să spun ca un exemplu, am încercat să fiu cel care echilibrează lucrurile și le duce spre echitabil spre toate organizațiile.
Înainte de a fi membru la Pro România, ai făcut o pauză de 4 ani, nu? Da, 4 ani, da. De 4 ani în care ți-ai reformulat ideile, ți-ai restartat năzvințele politice. Ai plecat din PNL în 2016 sau cam da, atunci, în 2015, de fapt. În 2015 ai plecat din PNL. Poți face o comparație între ce ai lăsat în PNL și ce ai găsit în Pro-România? Sau? Păi nu pot face o comparație pentru că PNL-ul nu mai este acum cel care PNL-ul de atunci, pe care l-ai părăsit din motive personale. Da, știu? PNL-ul de atunci era la începutul, să spun, infestării cu PD. Da? Între timp, să spun, corpul gazdă a fost preluat cu totul. Sunt foarte puțini din echipa liberală care au rămas. Cred că se pot număra pe degete. Marea majoritate sunt structurile fostului PD care PDL. PDL, da? Care conduc acum Partidul Național Liberal, cu câteva excepții. Dar să spun, excepțiile sunt de așa natură făcute în așa fel încât electoratul să creadă că de fapt lucrurile merg într-o direcție bună, pentru că sau mă rog, într-o direcție bună, să creadă că de fapt mai sunt liberali din vechi liberali. Deși nu vine, acum noi vorbim de, și nu o să lungesc prea mult de PNL, deși președintele PNL-ului din județul Hunedoara, nu știu, nu a făcut politică sau... Lucian Hăiuș? Nu a fost. Mai fost pe la PD, a candidat odată din partea PD. Dar nu a fost membru așa marcant, nu știu, nu a avut vreo asta. Iar prin vicepreședintele a fost la UNPR? Sau... Da, unul dintre ei la UNPR. Deci, practic, s-au infestat în chip în toate felurile. Da, în toate felurile. Da, nu, acum, cel puțin la nivelul organizației locale, sunt foarte puțini din vechea echipă. Cred că singurul care a mai rămas e domnul Petre Zrăgoescu din vechea echipă. În momentul în care am revenit în politică, colegii mei câțiva din colegii mei din PNL au știut că am intenția să revin. Chiar au știut și faptul că vreau să mă întorc la Pro-România și mi-au făcut, să spun, o ofertă de a mă întoarce în PNL. Nu, am preferat să merg într-o structură nouă, chiar dacă e foarte greu să urnești lucrurile și ar fi fost mult mai ușor pentru mine să mă duc să negociez o chestie care să fie... Uite, acum era la putere, dacă... Probabil, da. Dar nu am prea viață, nu prea mi-au plăcut drumurile ușoare, așa că am preferat să iau un drum greu în care să încerc să construiesc și în care să creez o legătură și o încredere în echipă, mai mult decât să merg într-o echipă în care știam viciile și, să spun, lucrurile care m-au făcut să plec din PNL nu s-au schimbat și nu mi-e ușor să mă întorc. Deși sunt oameni acolo pe care îi apreciez, oameni cu care am o comunicare bună și cu care aș putea colabora în diverse proiecte, dar pe ansamblu nu m-aș mai regăsi acum în PNL. Da, de formație ești antreprenor, nu om politic. Ai plecat, eu te știu ca om de afaceri, om cu inițiative în mediul privat și nu știu, ai avut vreo funcție publică? Am avut o singură funcție publică, am fost consilierul președintelui pentru un an de zile. Președintelui Moloț. Am acceptat funcția în ideea în care am crezut că pot să fac ceva, să schimb lucrurile pentru Valea Jiului. N-am reușit după un an de zile și chiar m-am dat demisia spre surprinderea președintelui Moloț, care nu se aștepta la un afront personal ca cine un consilier de-a lui să vină să-și dea demisia fără motiv. Am încercat un an de zile. Fără motiv pe care să-l acceptez. Da, mă rog, n-am avut o motivație foarte clară. Deci nu a fost singurul lucru care m-a deranjat, că lucrurile nu reușeam eu să urnez lucrurile într-o direcție pozitivă. Eram folosit doar la chestii mărunte, care, să zic așa, de o anumită reprezentare a Consiliului Județean la nivelul VJ-ului, dar nimic consistent, nimic, nu am fost eu mulțumit cu mine și am preferat să-mi dau demisia, deși, să zic așa, ca job ar fi fost un job foarte comod, că nu erau, să spun, responsabilități foarte mari. Deși ca om de afaceri câștigai probabil de
100 de ori mai mult decât salariul de consilier. Tocmai asta e, cum să zic, eu nu m-am dus pe salariul de pe funcția asta de consilier personal pentru salariu, pentru că costurile erau mai mari decât salariul, trebuia să merg săptămânal la Deva cel puțin o dată, după aceea și partea asta de reprezentativitate aici în Valea Jiului îmi ocupa destul de mult timp și nu se justifica, să spun, din punct de vedere financiar. Am încercat să fac acest lucru strict pentru a ajuta în special mediul antreprenorial, pentru că venind de acolo cunosc foarte bine acest mediu și încerc să fac lucruri în așa fel încât să se schimbe și pentru antreprenori, să fie priviți cu alți ochi și de societate și de autorități, pentru că mediul antreprenorial e, cum să spun, e ca copilul rău al societății, nu-l iubește nimeni, da? Toată lumea vrea să doar să-l exploateze și atunci am vrut să schimb și atunci, cum încerc și acum, după al 10 ani același lucru, dar nu, șansele mele au fost foarte reduse, pentru că, din păcate, nu zic că nu sunt importante, sau sunt la fel de importante și partea asta socială și, să spun, partea de administrație, dar dacă toată lumea se apleacă asupra acestor lucruri, trebuie să înțelegem că banii în societate se produc prin antreprenori și nu prin cei care lucrează în administrația publică. Partea socială este un consumator de resurse, nu un producător de resurse și cred că dacă vrem să trăim mai bine, ar trebui să pornim cu resursa, să încercăm să producem resurse, nu să ne gândim cum să le cheltuim pe cele pe care le avem la momentul actual. Că a adus vorba de resurse și de felul cum se produc și se cheltuie acestea, cred că în România pe guvernanții de până acum, că a fost de la PSD, că a fost de la PNL, nu știu, cred că i-a interesat mai puțin partea privată a lucrurilor, cea care este aducătoare de plus valoare, nu? I-a interesat mai mult cum să cheltuiască banii. Și cum să cheltuiască pe pensii, pe salarii, la stat, pe mărire de tot felul, pe facilități de tot felul, tot pentru cei angajați la stat, neglijându-se partea privată a lucrurilor, cea care aduce o plusvaloare sănătoasă în economie. Și s-au gândit, a fost așa un calcul destul de rece a situației, cum privește și ministrul, actualul ministru al finanțelor, Florin Câțu. Povestea, ce domnule, cât mai avem nevoie? Păi salariile, pensiile, ce mai asta, ce mai avem noi pe aici de combinat, ce abracadabre avem de făcut. Păi cât înseamnă? Păi înseamnă, nu știu, vreo 10 miliarde. Păi și câți bani avem? Păi avem 8. Păi și ce facem cu 2? Împrumutăm. Împrumutăm și ne împrumutăm în neștire, nu se știe până când. Pentru că, atenție, pragul de îndatorare publică a României se apropie de roșu, se apropie de zona roșie, în care deja, nu știu, acum parcă era de 60% din PIB, pragul optim de îndatorare admis de Comunitatea Europeană, nu era parcă de 60% din PIB, s-a ajuns undeva la vreo 48%. Deja ne apropiem de zona roșie, unde dacă ajungem, nu mai există altă alternativă decât să taie adânc din pensii, din salarii, din toate veniturile, din toate cheltuielile bugetare și nu văd bine România în felul în care se întâmplă lucrurile în ziua de astăzi. Dar revenind la mediul privat. Bun, acum te-ai lăsat de afaceri, le continui, le faci în paralel și politică și afaceri, cum îți desfășori activitatea? Da, încă sunt implicat în afaceri, mai mult pe partea, să spun așa, pe partea de consultanță decât ca antreprenor direct. Cred, încerc să-mi asum sau, mă rog, să caut canale de comunicare în așa fel încât ajutorul meu să fie pentru antreprenoriat prin această politică și să încerc să conving oamenii sau, mă rog, actorii politici importanți. Am avut discuții chiar și cu Victor Ponto pe tema asta, să încercăm să găsim canalele în așa fel încât antreprenorii români, cei care garantează că capitalurile vor rămâne în România și o stabilitate în decursul timpului pe valoare adăugată ce pot reda societății, să devină prioritar pentru Pro-România, nu prin excluderea
companiilor multinaționale care pot veni să producă în România, pentru că nu sunt împotriva lor. Companiile multinaționale sunt foarte bune, creează locuri de muncă, e ok, e frumos să vezi, mergi prin București să vezi că pe blocuri scrie, nu știu, nu dau nume de firme, dar un nume de celebre firme multinaționale că au reclame luminoase și că... Dar bă, au și o mare problemă, sau o mare problemă. Problema că se externalizează profiturile cu maximă iscusință. Și toate aceste companii multinaționale au pornit ca și afaceri locale la un anumit moment. Da? Mă rog, și au fost susținute. Au fost susținute. Acum da, e adevărat, dar nimeni nu spune că rețeta este aceeași. Și a fost și peste 100 de ani, este și acum. Statele care și-au susținut antreprenorii locali și au reușit să-i conducă spre un succes mare, au devenit ulterior companii multinaționale. Exemplele nu se rezumă doar, să spunem, la companiile cu vechime foarte mare, gen Bosch, care nu are, nu știu cât, sau Siemens. Sunt și companii care s-au născut în urmă cu 10 ani, cu 15 ani și care au avut parte de o susținere puternică, mai ales pe zona asta de IT. Și avem chiar și noi exemple de companii care au reușit, companii românești care au reușit să devină companii puternice la nivel internațional. Nu? Asta este rețeta. Ideea este că rețeta este cunoscută. Mai trebuie să o aplici. Da? Ar trebui ca toți cei care sunt pe partea asta de administrare a resurselor să gândească niște sectoare strategice care pot duce România spre progres înainte, sau să spun în paralel cu a gândi cum trebuie să rezolvăm problema pensiilor, care este o problemă, cum putem rezolva problema locurilor de muncă sau a asistenței sociale sau a problemelor din spitale, sau sunt într-adevăr probleme reale care trebuie rezolvate, dar nu putem să ne focalizăm doar pe chestia asta de a consuma resurse ce avem pentru a cârpi niște lucruri și să nu ne alocăm din timp și spre a genera progres. Ori, e adevărat, voturile vin de pe partea socială, oricât ne-am ascunde, dar trebuie să ne asumăm ca oameni politici și lucrurile rele, nu doar cele ușoare. Hai să dăm pensii și am luat voturi, le-am băgat în buzunar și am rezolvat problema. Privim acum cu guvernarea liberală. Nu? Au tot criticat că nu se pot majora pensiile cu 40%, că bugetul este, că PIB-ul scade, datoriile cresc, cheltuielile sunt mari. N-au mărit cu 40%, au mărit cu 14%. 14% era, să spun, un moment oportun să mărești în această situație cu 14%? Nu era. Dar nu și-au asumat niciun, cum să zic, dorința de a obține voturi nu i-a determinat să fie corect până la capăt. Au ales calea de mijloc, printr-un calcul electoral. Într-adevăr, problema pensiilor este o problemă mare, dar nu trebuie rezolvată la modul ăsta, mărind pensiile tuturor. Trebuie găsit un algoritm în care oamenii care au într-adevăr nevoie de pensii mărite să primească pensii mărite. Nu? Păi, ajungem la lucruri absurde la care... La mărâtul cu 1000 de lei pensii dai 400 de lei, nu? Și la amărâtul cu 200 de milioane dai... Nu? Deci sunt persoane care în România iau pensii, cum să zic, de... Cred că și președintele Statelor Unite ar fi invidios pe ce pensia un om care a activat, culmea, nici în mediul privat, că dacă ar fi fost în mediul privat și ar fi, să zic, ar fi cotizat extrem de mult prin ceea ce a muncit el, ci au fost prin funcții de-astea, de, să spun, de birocratice, nu? Și au reușit prin diverse tipuri legislative să ajungă la niște... Deci sunt niște situații extreme. Nimeni nu încearcă să rezolve situațiile problematice, ci doar se găsește momentul... Sunt alegeri locale, acum hai să vedem cum facem să nu scădem în sondaje, să nu pierdem voturi. Asta e problema și, cum să zic, eu încerc și în interiorul partidului și așa, când interacționez cu oamenii în societate, să ducem lucrurile astea spre o schimbare reală și să încercăm să găsim soluțiile în așa fel încât să mergem pe drumul corect. Asta e, să spun, rolul și dorința mea și menirea mea ca antreprenor venit în politică. Ca antreprenor aș vrea să te întreb cum stai cu forța de muncă. Ai oameni
necesare la tine, la, la firmele tale, ai nevoie de angajații sau angajații pe care, pe care i-ai angajat în ultima perioadă se ridică din punct de vedere profesional sau moral sau la pretențiile unui... Abordarea, să spun, sau situația este situația generală pe care o cunoaștem cu toți. Forța de muncă a migrat în... Deci, în primul rând, nu s-a mai creat forță de muncă calificată în ultimii 30 de ani. Nivelul de educație a scăzut și cerințele au scăzut atât de mult încât cei care... încât calitatea forței de muncă a scăzut și ea, logic, pentru că noi fiind cerințele foarte mari, să spun, a scăzut calitatea forței de muncă. Foarte multă forță de muncă a migrat în afara țării. Nu e un lucru rău, din punctul meu de vedere, pentru că oamenii trebuie să aibă libertatea să aleagă, da? Este importantă experiența care o dobândesc afară, iar România, dacă a reușit să facă un progres la nivelul salarizării, atunci acei oameni s-ar întoarce o parte dintre ei cu o experiență de afară și poate ar mai aduce un pic și din mentalitatea muncii pe care o dobândesc în exterior. Problema cea mai mare din punctul meu de vedere este că foarte multă forță de muncă care ar trebui să fie în piața liberă este absorbită de administrațiile locale. Chiar discutam cu câțiva prieteni de-ai mei legat de digitalizare. S-a bătut moneda pe digitalizare în ultima perioadă de... Mă doare pe mine capul de cât s-a discutat. Este adevărat, s-au făcut și pași. S-a făcut ghișeu.ro, poți plăti diverse taxe în diverse moduri online, dar această digitalizare a venit doar ca un nou serviciu peste serviciile primăriei sau administrațiilor, servicii clasice. Nu am văzut în niciun loc să se spună, domnule, nu mai avem 10 caserițe sau 10 persoane care fac documente pentru că am automatizat proceduri sau procese în interiorul entităților pe care le conducem, ci peste acele entități foarte stufoase, unde sunt o grămadă de oameni care iau salarii destul de mari, s-a mai adăugat și acest serviciu cu digitalizarea. Deci o altă, deci, o altă posibilitate. S-au complicat lucrurile și... Deci asta e problema cu forța de muncă. Și atunci, normal, e greu pentru un om să... un om care, să spun, intră în piața liberă a muncii, să nu se identifice sau să nu se compare cu cei care lucrează în diverse entități administrative, care au o libertate foarte mare, o grămadă de bonusuri, salarii mari, muncă ca la stat sau muncă la stat, cum să zicem. Da. Deci e foarte dificilă situația. Un alt sector în care până la urmă lucrurile sunt lăsate tot așa și nimeni n-are curaj să ia decizii radicale și consistente pentru a schimba lucrurile. Dacă acești oameni din administrațiile locale s-ar întoarce în zona de muncă, să spun, care produce plus valoare, da? Atunci s-ar mai echilibra un pic această situație. Obișnuiți totuși sunt deja compromiși, acești oameni sunt deja compromiși, pentru că dacă s-a infestat cu virusul muncii la stat, ar fi deosebit de complicat să se integreze în... Poate așa, poate să vină o foamete, să vină o pandemie, ceva să-i forțeze. Păi să... tocmai suntem într-o pandemie, nu putem ști. Apropo, pandemia a fost iar o nouă gură de aer pentru aceștia, că pe lângă faptul că aveau, să zic, sunt renumerați la dată fixă, da? Cu niște salarii destul de frumușele, nici nu au mai fost nevoie să muncească atât de mult și au stat acasă pe salarii. Nu au fost nevoie să vină la servici. Banii veneau oricum. Domnul ministru Câțu acolo e la butoane la Ministerul de Finanțe, se împrumută cu o viteză uluitoare, anunțitoare. Da, să vă spun, ajungem în zona roșie unde ajungi, odată ajungi, încoate lansez acest avertisment, l-am avut în emisiunile noastre ale Capital TV, care este o televiziune națională, se recepționează în toată țara, de la vest la est și de la nord la sud, da, pe toate cablurile existente în România. Am avut invitat pe domnul ministru, fost ministru Ilie Șerbănescu, care îl admir în mod deosebit pe acest domn, este de o probitate profesională absolut excepțională și dumnealui lansa aceeași avertisment: atenție, vine scadența, vine scadența, se apropie scadența, atenție cu împrumuturile astea, cu împrumuturile fără sens, fără...
atenție cu datoriile publice, atenție cu ce mărim, ce salarii mai mărim, ce funcții mai creăm pentru neamuri, pentru, da, pentru tot felul de combinații, bani plătiți de la buget. Chiar am un exemplu apropo de, că nu mai vreau să mai spun de educație, că de la educație pornește și acest exod al forței de muncă. Mereu am spus în toate emisiunile mele și o să spun cu obstinație faptul că uite că și în jurul nostru sunt tot țări fost comuniste, dar unde tineretul nu pleacă cum a plecat din România și n-au salariile din vest, da, nici ei. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că nu am reușit să insuflăm, să implementăm tineretului nostru, da, român, să insuflăm dragostea de țară, patriotism și cei 7 ani de acasă, cu tot ce înseamnă asta, cu cinste, cu corectitudine, punctualitate, profesionalism, etc., etc., da? Și cu învățământul care este cum este, hai să ne prefacem că îi învățăm pe ăștia ca să ne luăm salarii la rândul nostru și învățământ sau mări salariile, destul de consistent și, da. Bun, iar revenind la Ilie Șerbănescu, făcea acel avertisment pe care fac și eu acum. Atenție, vine scadența. Mărim, umflăm, facem tot felul de cheltuieli, dar până într-o zi, care nu e departe. Care nu va fi departe. Dar să spun, hai să ne punem, Adi, să ne punem niște bani deoparte, să avem niște bani la scorbră, că vin vremuri grele, vă spun eu. Ideea este că e târziu să punem bani la scorbră. Cine a avut, se poate folosi de ei, cine nu, e cam greu în perioada acum, asta. Na, din ce avem, din 2 lei, din 2 lei, din 1 lei să-l băgăm la scorbră. Ideea este că reculul acestei crize economico-sanitare, cum o denumesc guvernanții, nu este acum. Reculul va fi probabil în decembrie-ianuarie. Încă companiile și, să spun, oamenii au putut trăi din resursele pe care le-au acumulat în trecut, au mai putut să se împrumute, dar cred că spre sfârșitul anului, când costurile în general ale vieții și costurile companiilor vor crește, când vor fi perioadele cu temperaturi negative, și atunci va fi adevăratul șoc. Eu bănuiesc că prin ianuarie-februarie atunci va fi, să spun, adevăratul șoc și va fi criza economică în vârful cocoașei, ca să spun așa. Criza economică în România este foarte clar. Se vor reduce drastic, poate nu pensiile se vor reduce, dar angajații la stat ca număr se vor reduce drastic. Pentru că n-ai cum să ai asemenea cheltuieli. Personal, nu cred că se vor întâmpla lucrurile astea. Personal, nu văd cine să facă lucrurile astea. Păi, după alegeri, probabil o să aibă alte lan, oricine ar veni. Probabil efectele se vor vedea în monedă. Cred că va fi din ce în ce mai greu băncii naționale să țină sub stăpânire cursul, pentru că presiunea pe curs și acum este extrem de mare. Într-adevăr, Muguri Sărescu are un talent. Exporturile au scăzut consistent. Da. El are un talent de a jongla cu moneda în așa fel încât până la acest moment am avut noroc, dar nu cred că va putea în continuare, după măririle de pensii și după, probabil toate aceste măriri se vor reflecta într-o devalorizare a leului în așa fel încât vom ajunge de unde am plecat, adică veniturile reale vor fi tot cam aceleași, pentru că exact ca și în politică, dacă nu există o creștere naturală și consolidată, la fel și în economie, dacă nu există o creștere consolidată și reală, toate aceste lucruri se, cum să spun, doar ca un val, care după ce a trecut îți dai seama că tot pe același nisip ești, nu s-a schimbat nimic. Bun, Adi Zvîncă, mulțumesc că ai fost alături de mine la această emisiune. Și eu mai aștept, mulțumesc, că... și e o mare plăcere să dezbatem, cel puțin pe partea economică. Te aștept, în decursul campaniei electorale să vii cu date și informații proaspete de pe câmpul de bătălie și sunt convins că, așa cum te știu, o să faci o figură frumoasă și chiar cred că o să iasă lucrurile bine pentru tine. Da, depun toate eforturile ca Pro-România să meargă într-o direcție pozitivă. Acum nu depinde doar de mine, depinde și de candidați, pentru că până la urmă aici se adună, să spun, plusurile fiecăruia. Să sperăm că o să avem un rezultat bun care să ne onoreze și să nu venim plânși după campanie. Bun, mulțumesc mult pentru pacea. Doamnelor și domnilor, aici se termină emisiunea de astăzi.
Sigur că da, ne vom vedea și în zilele următoare. Până atunci, vă doresc numai bine.